Iar trupele ruse trimise de Putin în Kazahstan încep retragerea peste două zile. Principala misiune a forțelor de menținere a păcii a fost finalizată cu succes, spune Tokayev, iar retragerea contingentului nu va dura mai mult de 10 zile. Forțele ruse de menținere a păcii au controlat o zonă din jurul aeroportului din Almaty, care fusese luată cu asalt de protestatari și capturată preț de câteva ore. Și Belarus a trimis forțe în baza cooperării din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă. Trupele bieloruse au avut sarcina de a proteja aerodromul militar Zettingen. Задачу на блокпостах либо на сторожевых постах. Выполняют задачу круглосуточно, обеспечены всем необходимым. Наш контингент впервые выполняет задачи миротворческой миссии на территории другого государства. De anul nou pe ritm vechi, Kremlinul are un motiv de sărbătoare în plus. Câtă bucurie se va aduna pe străzile Moscovei, cum arată așa zisa pace rusă în Kazahstan, îți spune Bogdan Nicolae, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Kremlinul rămâne cu controlul asupra Kazahstanului după ce și-a pus la breloc și Belarusul în 2021. Va fi o perioadă de tranziție la Alma-Ata pe care, evident, Kremlinul o va controla. Atâta timp cât la Kremlin îl vom avea pe Vladimir Putin sau atâta timp cât sistemul pe care el îl pune în funcțiune în Kazahstan va fi în măsură să țină în frâu orice fel de opoziție, orice fel de variantă antirusească sau care nu convine aranjamentelor pe care le-a stabilit în momentul de față Vladimir Putin.